Sorin Cârțu la telefon, bună seara, Sorin. Bună seara, domnilor. Bună seara, povestea Cicâldău. Bună seara, Sorin. Povestea Cicâldău. Crezi că se întoarce în România 1? Crezi că se întoarce la Craiova? Există șanse? Țăria FCSB, patronul de acolo, pare destul de convins că dacă vine acum, România. E vreo șansă să vină? Ce saune? Păi, omul nu joacă. Dacă nu găsește bănuiești ceva de împrumut și tot pe acolo, s-ar putea să vină, nu știu. Există șansele, nu sunt mari. Ioan Becali a spus că nu sunt șanse enorme, dar dacă cineva poate să-i plătească o parte din salariu... Păi bine, cu salariul cred că se mai pot înțelege, că unii să plătească jumate, ceilalți, exact. Că oricum atât și... Craiova are nevoie de... După mine e o soluție viabilă. Alex e fotbalist bun și când a fost acest și a fost amprenta pe joc. Acum, în ultimul timp, sigur, chiar dacă a avut evoluție așa mai, ce să spunem, în ceea ce privește prezenta, când a jucat, când a jucat, dar mai fost pe la Konya. Uh-huh. Konya e o echipă bună în Turcia și a jucat acolo o perioadă, deci e fotbalist. Da, dar uite că, având problemele astea, nu e convocat la națională, ceea ce... Păi dacă nu are echipă, normal că nu e, pentru că îți dai seama cât a fost acum cu Galatasaray, nimeni nu l-a băgat în seamă și să îl face în pregătire. E, dacă vine în România, crezi că există șanse să se ducă la FCSB în loc de Craiova? Acum nu știu ce să spun. Nu știu, chiar nu știu, pentru că sunt convins că și Galatasaray, dacă lasă să vină în România, cere ceva bani pe împrumut. Cine poate să achite împrumutul, respectiv plus, ți-am spus, și salariul, atunci poate să-l aibă. Dar, în vedere și el, că e că ar prefera să joace la Craiova, că știe atmosfera de aici și echipa, jucătorii, patronul. Uh-huh. El a avut aici un parcurs bun și o viață frumoasă. Da. Apropo de clar, am mai văzut un gol dat din lovitură liberă direct. N-am mai... Toate, niciodată nu s-a mai... Cum ți se pare Craiova acum, după Dinamo, după Rapid, cu două meciuri, fie unul nereușit, altul parțial reușit sau nereușit? Un stilul care ne-a obișnuit. Și păi da, dar cu Costel se părea că e altceva, Gâlcă. Păi văd că au revenit la inconstanța asta și la ceea ce au prezentat și în alte campionate. Pentru că și eu am avut speranțe mari, am început bine, au avut două deplasări foarte, foarte grele, din care ai luat 6 puncte, mă gândesc la CFR și la Sepsi, după care mai iară niște sincope pe care noi nu le așteaptă, adică joci o jumătate de oră aproape în superioritate, 10 contra 9, 10 contra 8, nici n-ai nicio ocazie și meciul cu Dinamo. Cred că a fost și, eu știu, ceea ce s-a întâmplat la parte cu meci înainte, faptul că ai câștigat cu 5-1 cu Buzău și de aici s-a gândit, cine știe, s-a supralicitat victorie. N-ai văzut și, cum îl cheamă, Oshima. Da. Oshima s-a ieșit, s-a văzut imediat leu la echipă după 4-5 jocuri și s-a luat de ea. I-a făcut pisici, i-a făcut că mamă, îi călcăm în picioare. Și în teren pisica, cum să spun, a fost mai bun. A mușcat leu. Leu. A zgâria leu. Da. Și cam asta a fost, așa s-a întâmplat cu Dinamo, iar cu Rapidul n-a fost o prestație proastă. O prestație bună, numai că da, n-am da, a apărut că repriza a doua nați Craiova s-a mulțumit cu fața unei echipe care aia, nu părea. Aia poate spre sfârșit, dar n-am avut niște situații mari de tot să ne desprindem. Am avut vorba aia, conjunctura jocului putea să fie favorabilă, n-am știut să ne faci. Dar, uite, de exemplu, cu Rapidul la urmă e un câștig. Mi-a plăcut Mora. Da, cu Mora. S-ar putea să fie un transfer reușit. Așa ar putea să pară. La Iași a plecat antrenorul care jucați în următorul meci după pauza asta națională. E
absolut necesară, absolut necesară victoria, altfel se intră într-un soi de tunel? Și eu zic. Și eu zic că trebuie ales că găsești o echipă de busolat, o echipă care, sigur, bine, acum vine și ea cu schimbare de antrenor, depinde pe cine îl iau, au și pauza asta să se mai pună la punct, dar este între noi și ea și eu o diferență de valoare, de concept, de poziție, de tot ceea ce înseamnă în echipele, ce înseamnă pentru campionatul român. Trebuie deci să-și impun acest lucru. Ar trebui să fie un rezultat bun. Da. Păi da. Bine, mulțumesc, Sorin. Îți mulțumesc bine mult pentru intervenție. Mulțumesc, seară bună. Chiar la Iași cine ar putea să vină? Greu de spus. Idee? N-am idee. Am așa o idee, dar nu știu dacă... Ar fi o reparație morală pentru Eugenia Goia. Exact, la el mă gândesc. Nu știu te de gândeai ce. La el? Da. Nu, mă gândeam că ar putea să fie idee. El a plecat la ea și după 15 jocuri fără înfrângere și după ce a câștigat play-out-ul... Plus că au cu Craiova. Nu mai... Da, uite, nici nu m-a gândit la chestia asta. Da. Pe care Nea Goia o cunoaște... Pe care o cunoaște foarte bine, da. În fine, o cunoaște, are afinități și... Dar în orice caz trebuie să se miște repede și Iașu și Buzău, da, pentru că trebuie să profite de această întrerupere. Noi antrenori care vină să dea drumul la treabă repede. Iașu, de exemplu, un meci amical sâmbătă. Până sâmbătă ar fi bine să-și rezolve problema, că la meciul are șansa antrenorul să vadă toți jucătorii. Așa că putem intra în legătură cu Bogdan Pop, colegul nostru de la Priștina, repede, înainte să mai vedem câteva alte lucruri, câteva lucruri pe finalul emisiunii, ca să ne spună despre echipa națională, despre faptul că nu avem suporteri acolo, despre teren, poate, așa că ajuns la teren. S-a schimbat, absolut, e hibrid. Doi antrenori la debut, am adus și Bogdan Pop la telefon. Salut, Bogdan! Salut, Radu, salut și pe invitații tăi. Au ajuns tricolori, au ajuns, nu? Au ajuns de cam de o jumătate de oră, nu? În jurul orei 19 și 15 minute, ora locală, ora Priștinei. Am ajuns și noi aproape deodată cu ei și i-am așteptat aici la hotelul la care sunt cazați. Au venit prima dată cei din conducerea federației, Răzvan Burleanu, domnul Bodescu, și apoi jucătorii, stafful și în cele din urmă și Mihai Stoichiță, Ion Giorgău, Andrei Vochin. Uh-huh. Înțeleg că nu o să fie suporteri în România, în tribune. Da, nu vor fi și eu cumva o coincidență, pentru că jucăm împotriva celor din Kosovo și știm ce s-a întâmplat la ultimele meciuri contra celor din Kosovo. Anul trecut au fost tot felul de evenimente, atât în Kosovo cât și la meciul de la București, dar aici nu este vorba despre ceva, nu știu, despre rivalitatea dintre cele două naționale, este vorba pur și simplu despre sancțiunile primite de federație în urma comportamentului suporterilor la campionatul european din Germania. Este vorba de utilizarea unor torțe, fumigene și iată că cumva ca o consecință nu vom avea suporteri la primul meci organizat de UEFA după campionatul european. Despre asta este vorba. Da, povestea între noi, să fie o parte între suporterii români sau o facțiune a suporterilor români și Kosovo continuă, că la meciul CEO de la Farul cu din Liga Campionilor Feminine, Florin, s-au scandat iarăși Kosovo e Serbia, ceea ce înseamnă că iarăși o să fie suspendări, nu? Radu, e clar că acest meci ar fi fost un meci cu un grad extrem de ridicat de risc. În aceste condiții vom avea parte de o atmosferă foarte ostilă. Vor fi 14.000 de suporteri kosovari în tribune și trebuie să ne așteptăm la ce e mai rău din partea lor, pentru că așa a fost și ultima oară și de atunci cred că lucrurile au devenit poate chiar mai rele. E altceva deosebit legat de echipa României, Bogdan? Orice lucru care ieși din comun? Să știi că i-am văzut destul de relaxați, destul de bine dispuși și cred că există așa un entuziasm din partea jucătorilor, pentru că cumva intră într-o nouă eră națională a României, odată cu venirea lui Mircea Lucescu, odată cu acest parcurs pe care l-am avut, un parcurs foarte bun la campionatul european și acum toate gândurile se îndreaptă către campionatul mondial, pentru că Liga Națiunilor poate fi totuși o poartă spre campionatul mondial. Eu i-am văzut foarte bine dispus și încrezători, așa, relaxat. Bine, mulțumesc, Bogdan, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc eu. Vă e frică de meciul ăsta? Mie, da. E un meci periculos. O națională care, sigur, n-a bătut pe nimeni, n-are vreo mare performanță, dar e o națională arțăgoasă, complicată. Bătut parcă Israelul în preliminarele trecute. Ăsta e vârful carierei la nivel de națională pentru Kosovo, că a bătut Israelul. În rest, n-are cine știe ce
rezonanță internațională reprezentativă a Kosovo, dar e o națională complicată și pentru noi e un start, un restart complicat. Pe Mircea Lucescu l-am, cu Elveția, ca și noi. L-am văzut pe Mircea Lucescu destul de atipic pentru el, cam apăsat, așa tăcut. Să vedem față în față un prim 11 al nostru cu un prim 11 kosovar, dacă se poate, repede tot, și cu echipa la